bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Realități și Perspective Magazin. Vă prezentăm grupajul de știri realizat de colaboratorii noștri de la studioul din Ierusalim al televiziunii finlandeze TV7. Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israel continues to battle the spread of the coronavirus as the number of people infected with the contagion rose to 1,238 confirmed cases as of 10 o'clock this morning, 24 of whom are in serious condition. The first victim of the coronavirus was reported over the weekend. 88-year-old Aryeh Even, a Holocaust survivor who suffered from previous illnesses, succumbed to the disease after battling the coronavirus for a week. Several ultra-Orthodox communities in Israel refused to comply to the government's restrictions, declaring that the study of the Torah and prayer is the only way to stop the coronavirus from spreading even further. Israel continues to battle the spread of the coronavirus as the number of people infected with the contagion rose to 1,238 confirmed cases as of 10 this morning, 24 of whom are in serious condition. Regrettably, a first victim of the coronavirus was reported over the weekend. 88-year-old Aryeh Even, a Holocaust survivor who suffered from previous illnesses, succumbed to the disease after battling the contagion in serious condition for about a week. He passed away in Jerusalem on Friday night and was subsequently buried on Saturday by a small group of the Jewish Burial Society, as no family members attended the deceased final rites. Meanwhile, medical authorities are stepping up efforts to significantly increase the number of tests of the general Israeli public. As part of these efforts, Israel's National Paramedic Services, Magen David Adom, erected a number of drive-through testing clinics. And after a few days of comprehensive preparations, Israelis are now encouraged to partake in the endeavor. And we're going to start today with 300 real citizens that will come, and we'll take the swabs from them. And 300 citizens today, 300 tomorrow, and later on this week, we're going to increase the amount of swabs to around 1,000 swabs. It is important to mention that Israelis are first required to see their general practitioner before they can have their samples collected at the drive-through testing clinics. Furthermore, Magen David Adom informed TV7 that the drive-through clinic is currently operational only in Tel Aviv City, and that in the near future additional drive-through clinics will be opened in Jerusalem, Haifa, Petah Tikva, and Be'er Sheva. Whoever cannot arrive at one of those designated clinics, an ambulance will be dispatched to the individual's residence to acquire a sample. In light of the measures enacted by the interim government in Jerusalem under the leadership of incumbent Prime Minister Benjamin Netanyahu, as part of which a nationwide curfew was imposed early Friday morning, authorities are now deliberating tightening the so-called stay-at-home policy to a comprehensively enforced closure. Up until now, Israelis were allowed to shop for food and medicine, and some businesses were exempt from Jerusalem's crippling restrictions. Nevertheless, due to the continued spread of the contagion, with the number of confirmed cases almost doubled since Friday, the National Coronavirus Task Force is holding discussions vis-à-vis a comprehensive closure, in which police and military forces would potentially be deployed across Israeli cities to guarantee its enforcement. The reported deliberations are consequently elevating the public's voiced concerns, as it raises more questions about the essential day-to-day needs of a functioning society. Nonetheless, so long as a full closure is not enacted, many Israelis are taking advantage of the presiding closure's leniency. But still, it's stressful, because you don't know what is gonna come. Maybe like the next day you cannot get out of the house. So, but it's okay. For now, I'm going out. The feeling these days is very different, very scary. Every day we need to understand from the television what to do. Every day there's new instructions what to do, where to go, if we can go. Turning to Jerusalem, where police officers were dispatched to the city's outdoor Machne Yehuda market
after authorities ordered the closure of all outdoor markets throughout the country as a precaution against the spread of the coronavirus. Infuriated by the measure, vendors voiced their desperation over the ordered closure. Not so many people come to the market. We want to work and pay. Nobody think about us. Nobody think about us. We have clothes to still paying and nobody help us. Please, baby, help us. Chair of Machne Yehuda, an outdoor market that was initially established by a German Christian banker and his two Jewish business partners in 1887, voiced her outrage over the measure, saying it does not make any sense to close an outdoor market while the closed-door supermarkets remain fully operational. Machne Yehuda's market, which is the oldest market in the country, more than 140 years old market, is about to be closed today, which is outrageous. You can look around, you can see the space, we are in the open air. There's no reason to supermarket to stay open, and the market, the authentic market of Israel, will be closed. And while reluctant shop owners are forced to comply with the ordered closure, many of the ultra-Orthodox communities throughout the Jewish state refuse to comply with the strict government-enacted measures. Police officers were dispatched to several ultra-Orthodox neighborhoods as part of efforts to enforce public restrictions. According to the police spokesperson's unit, officers were forced to disperse a number of illegal gatherings and several fines of 5,000 shekels, equal to about 1,250 euros or $1,350, were written. In response, local ultra-Orthodox residents started hurling stones at the officers, who responded with crowd dispersal means. Consequently, one police officer sustained light injuries and received treatment at the scene. When asked about the refusal of the ultra-Orthodox residents to comply with the government-enacted closure, one of the residents highlighted their fundamental belief that congregating to study the Torah and pray for deliverance is the only way to stop the epidemic from spreading even further. אנחנו מקיימים תורה, את הנחיות של משרד הבריאות בשיא השלמות, אבל כמו כשכל אחד מבין, בית מרקחת, אכילה, חיובי, אצלנו תורה ותפילה זה חיוני, חיובי, זה החמצן שלנו. בלי תורה ולא רק זה, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שזה ישמור וזה יעצור את המגפה והתורה היא מצלת. אנחנו בני מאמינים ואנחנו, כמו שאנחנו רואים עכשיו את השמש, אנחנו יודעים במיליון אחוז שהתורה היא השומרת עלינו והתפילות היא תעצור את המגפה. In contrast, Christian and Messianic congregations are complying with the measures enacted by the Israeli government. Instead of holding services at the numerous congregations throughout the country, small groups are using telecommunication means to pray and fellowship with one another. Meanwhile, in the churches in Jerusalem's Old City, the clergy of the older Christian denominations are holding small prayer processions and gatherings, which are closed to the general public, as part of a global plea against the coronavirus epidemic. من هذا المكان المسيح انتصر على الموت انتصر على الخطيئة وإن شاء الله العالم أجمع وبنصلي للعالم أجمع إن هو ينتصر على هذا الوباء. Alfa Omega TV și rețeaua de rugăciune pentru România ne cheamă să ne unim în post și rugăciune pentru România, pentru protecția țării și a populației de epidemia de coronavirus. De asemenea, pastorul Ilie Popa din Viena și Ion Dumitru din Toflea au venit cu o inițiativă de post și rugăciune pentru următoarea perioadă.
Alfa Omega TV și rețeaua de rugăciune pentru România vă cheamă la unitate în post și rugăciune pentru protecția țării noastre de pandemia aceasta de coronavirus, care, iată, a cuprins între globul. Vă chem ca în fiecare zi de vineri, în perioada 6 martie, 17 aprilie, adică pe perioada a 7 săptămâni, să ne rugăm în unitate și în post, în mod deosebit, pentru următoarele puncte pe care le voi citi. Nu înseamnă că nu ne vom ruga și în restul săptămânii, în săptămânilor, pentru aceste puncte, dar în mod deosebit vă încurajez să ne unim în post, în zile de vineri, în această perioadă. Sunt 7 zile de vineri, 6 martie, 13 martie, 20 martie, 27 martie, 3 aprilie, 10 aprilie, 17 aprilie, Vinerea Mare. Ne vom ruga pentru smerirea și pocăința noastră, pentru starea noastră și pentru a națiunii noastre. Să ne dedicăm pe noi, familiile noastre, națiunea noastră lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru protecția, pacea, stabilitatea României. Ne rugăm Psalmul 91 peste familiile noastre și peste locuitorii țării. Cerem protecția sângelui Mielului lui Dumnezeu, Iisus Hristos, peste locuitorii țării. Ne rugăm ca Dumnezeu să oprească acest asalt demonic al pandemiei prin puterea tăriei Lui. Cerem îndurarea Domnului peste România, căci este bun și în veac ține îndurarea Lui. Ne rugăm ca trezirea așteptată să nu poată fi blocată de această pandemie și Duhul Domnului să atingă oamenii care să fie mântuiți. Ioan 10:10 spune că hoțul nu vine decât să fure, să junghe, să prăpădească. Să ne rugăm ca Dumnezeu să oprească acest asalt demonic prin puterea Lui cât mai curând, cât mai rapid. Ne rugăm pentru creștini să-L mărturisească pe Domnul cu curaj, ca mulți să vină la mântuire în această vreme critică. Ne rugăm împotriva fricii, a panicii care încearcă să paralizeze țara. 2 Timotei 1:7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Ne rugăm pentru resursele necesare populației să fie păzite de Domnul, să fie hrană, alte resurse necesare și ne rugăm pentru limitarea perturbărilor în economie. Ne rugăm pentru liderii țării și pentru echipele de intervenție medicale, înțelepciune, protecție, resurse. Deci este o perioadă importantă, critică, v-am duc aminte, în fiecare zi de vineri, din perioada 6 martie, 17 aprilie, adică pe perioada 7 săptămâni, ne vom uni în mod specific în zile de vineri, în post și rugăciune pentru oprirea acestei pandemii și pentru limitarea oricăror consecințe asupra populației țării noastre. Ne vom ruga în același timp și pentru cei care sunt în alte zone afectate din lume, ca Dumnezeu să își întinde mâna Lui și să oprească această molimă cât mai curând. Dumnezeu să ne ajute și să binecuvinteze România. Fiți binecuvântați! Este bună în momente de criză. Cuvântul Domnului este scris în cartea Proverbe 25:25, ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară îndepărtată. În țara noastră, în România, s-a decretat stare de urgență, începând cu luni, 16 martie 2020. De asemenea, în Austria, tot cu aceeași dată, s-au făcut anumite comunicări privind siguranța populației, s-au luat niște măsuri concrete și una din măsuri este că s-au interzis adunările publice, toate serviciile religioase sunt suspendate până la noi comunicări din partea guvernului. În Biserica Peniel am luat duminică 15 martie 2020, următoarele decizii pentru întreaga perioadă de criză. Prima măsură. În Biserica Peniel respectăm reglementările stabilite de guvern, dar am început din dimineața zilei de 16 martie 2020, un timp de strajă necurmată pe toată perioada de criză. În mod concret, casa de adunare este deschisă non-stop, zi și noapte, și stăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum scrie în Ezechiel 22:30. Caut printre ei un om care să înalțe un zid
și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Dumnezeu ne-a vorbit în mod personal, nouă, bisericii noastre, să stăm înaintea lui Dumnezeu în mijlocul națiunii, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru națiunea noastră în Austria, dar nu numai și pentru națiunea austriacă, ci pentru națiunea română și națiunile continentului. Un alt pasaj biblic care ne-a motivat să facem aceasta este 2 Cronici, capitolul 7, versetul 13 și 14. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciumă în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat în numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va bate de lăcrăile lui rede, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. În fiecare zi în locul acesta vom celebra cina Domnului. Începând cu data de 16 martie 2020, am vestit un lanț de post de rugăciune, de pocăință și vindecare națiunii timp de 120 de zile. Stăm înaintea Domnului și cerem de la El să vină vremuri de trezire spirituală și Dumnezeu să vindece națiunea. De asemenea, am stabilit că toate întâlnirile private de rugăciune, de studiu biblic, întâlnirile din timpul de steajă necurmată, nu trebuie să depășească numărul maxim de persoane, și anume 5 persoane la o întâlnire. Pentru noi este un mare har, dar în același timp este o mare responsabilitate să fim stăjeri la porțile cetății, să fim stăjeri în națiunea aceasta, să fim stăjeri printre națiunile continentului nostru. Pentru vremea aceasta Dumnezeu a îngăduit să fim aici și pentru vremea ca aceasta Dumnezeu a îngăduit ca fiecare dintre noi să fim în locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunile noastre ale tuturor nu se întorc înapoi fără rod. Bunul Dumnezeu ne ascultă rugăciunile chiar din prima zi când noi am început să căutăm fața lui Dumnezeu. Aceasta este vestea bună. Chiar din prima zi când ne-am luat decizia să căutăm fața lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Sunt mai multe pasaje în sensul acesta. 2 Cronici 7 cu 14, Ezechiel 22 cu 30, Daniel 9 cu 23, Daniel 10 cu 12. Voi citi câteva dintre aceste pasaje din Biblie. Aceasta este experiența noastră personală cu Dumnezeu în momentele de criză. Desigur, fiecare biserică locală are propria ei strategie și chemare din partea Domnului pentru momentele acestea de criză. Fac un apel pentru Biserica Domnului și pentru țara noastră, România. De a vă încuraja, de a merge mai departe, ceea ce se întâmplă, noi știm că nimic fără voia lui Dumnezeu. Dacă într-un laborator s-a fabricat o coronavirus, vă întreb pe dumneavoastră, plăgile din Egipt, unde au venit peste egipteni și peste poporul Domnului, inundațiile peste România, de unde credeți că au fost conduși? Cred că de la Dumnezeu. Astăzi este vremea și timpul când poporul român și Biserica Domnului trebuie să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu. Dacă avem recomandări de urgență să stăm în casele noastre, eu cred că Dumnezeu ne-a vorbit ceva prin asta. A ne întoarce cu fața către Dumnezeu, a posti, a ne ruga. Am pierdut calitățile din inima noastră, țara România, o țară creștină. Ne-am pierdut teama de Domnul, ne-am pierdut credința. Am uitat că există un Dumnezeu care guvernează asupra noastră. Însă aș vrea să vă citesc un pasaj din Scriptură, din cartea profetului Ioel, capitolul 2, versetul 12, versetul 13. Dar chiar acum, zice Domnul Dumnezeu, chiar acum, zice Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post,
cu plânse și cu bocete. Cred că e timpul și momentul când Biserica lui Dumnezeu și noi, tot poporul român, trebuie să ne întoarcem la Domnul. Sfâciați-vă inimile și nu hainele și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Cred că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu cu post și cu rugăciune, de a se îndura Dumnezeu de noi, pentru că postul este de a se abține, postul este un act de a te abține de la hrană din motive spirituale, o deschidere înspre divinitate. E timpul și momentul când noi trebuie să postim, poporul Domnului. Biserica Rugul a prins toflea. Ne-am ocupat aproape 6 grupări și în fiecare zi postim și ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de noi, Dumnezeu să îndepărteze acest sol al morții. Cred că dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu nostru care este viu va turna viață, va veni în ajutorul României și în ajutorul poporului nostru. Aș vrea să vă citesc în continuare Psalmul 91, un psalm de încurajare pentru fiecare român, pentru fiecare biserică și pentru fiecare creștin. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lasul vânătorului, de ciumă și de pustirile ei. El te va acoperi cu penile Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scus și pavăsă-i credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de groaza care zboară ziua, nici de ciuma care bântuie ziua de-a mea să mare, nici de molima care bântuie ziua de-a mea să mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, că El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Ceea ce cere Domnul de la fiecare dintre noi, să ne întoarcem cu post și cu rugăciune, cu căință. Eu cred că poporul român și noi toți ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Valorile pe care România a pierdut-o e că a pierdut teama asta de Dumnezeu. Cred că e timpul și momentul când trebuie să ne întoarcem la Domnul cu teamă, cu respect și reverență, să ne rugăm că Dumnezeu asta așteaptă, să strigăm către El. Dacă odină oară Dumnezeu cere de la noi post și rugăciune, dacă a salvat o națiune de evrei pe vremea lui Iona, 120.000 de oameni au intrat în post și rugăciune, un popor care se îndepărtase de Dumnezeu. Dumnezeu ia aminte la rugăciunea lor și la postul lor. Dumnezeu a văzut că ei au crezut prevestirea prin profetul Iona și s-au întors la Dumnezeu. Cred că popor român, Dumnezeu cere de la fiecare dintre noi post, rugăciune. Dacă toți stăm acasă, să stăm cu familia, cu copii, cu soții, cu soț, înaintea lui Dumnezeu, pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu de spus. Vă mulțumesc! Dumnezeu să ne ajută cu credința pe care o avem, cu dragostea pe care o în față de Dumnezeu, să ne rugăm Dumnezeu să se îndure de noi, pentru că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu de spus. Final, grupajul de știri și informații din actualitatea internațională realizat de colegii noștri români de la Romanian Television Network Chicago. Bună seara și bun venit la Sinteza Săptămânii. Voi prezenta cele mai importante evenimente politice, sociale, economice și religioase ale acestei săptămâni.
Președintele american Donald Trump a depășit numărul de voturi necesare pentru a fi declarat câștigătorul alegerilor primare republicane, o formalitate în campania sa de realegere, relatează AFP. Nominalizarea președinților în exercițiu de către partidul lor trece prin etapa alegerilor primare, iar Donald Trump, care va candida pentru un al doilea mandat la 3 noiembrie, nu a fost niciodată amenințat, chiar dacă trei foști aleși au intrat în cursă. După două abandonuri, nu a rămas decât un rival, fostul guvernator de Massachusetts, Bill Weld, care a obținut scoruri marginale. Din cauza absenței concurenței, unele state au renunțat chiar la organizarea primarelor republicane. Felicitări lui Donald Trump, care este candidatul desemnat al republicanilor pentru prezidențiale, a scris pe Twitter Rona McDaniel, președinta Comitetului Național Republican. Statul său, Florida, tocmai i-a dat delegații de care avea nevoie. Partidul nostru este unit, militanții noștri sunt plini de energie și suntem pregătiți pentru încă 4 ani, a scris ea pe Twitter. Fostul vicepreședinte american Joe Biden a câștigat detașat alegerile primare democrate organizate în 3 state, Florida, Illinois și Arizona, în fața rivalului său, socialist Bernie Sanders, relatează AFP. Joe Biden a câștigat alegerile primare democrate din statul Illinois, având în continuare un avans lejer față de rivalul său Bernie Sanders, ceea ce îi consolidează poziția de favorit la obținerea candidaturii Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale americane din noiembrie. Candidatul moderat a câștigat o majoritate de 155 de voturi în Illinois, acest stat industrial din nord-estul Statelor Unite, în care se află în special orașul Chicago, al treilea ca mărime din Statele Unite după New York și Los Angeles. După Florida și Illinois, Joe Biden a câștigat de asemenea în Arizona, într-o zi electorală perturbată de epidemia de coronavirus. De acum pare puțin probabil ca socialistul Bernie Sanders să poată inversa tendința în cursa pentru desemnarea adversarului lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, citează AFP. Președintele israelian Ruven Rivlin i-a încredințat lui Benny Gantz să formeze un nou guvern cu obiectivul de a scoate țara dintr-o îndelungată criză politică și de a face față noului coronavirus, relatează AFP. În urma alegerilor legislative de la 2 martie, partidul Likud, dreapta a lui Netanyahu, a obținut cel mai mare număr de mandate, 38 din cele 120 în Parlament, în timp ce partidul albastru-alb a lui Benny Gantz a obținut 33. Însă în urma consultărilor cu reprezentanții ai partidelor nou aleși în Parlament, 61 de deputați l-au recomandat pe Benny Gantz, iar 58 pe Netanyahu. Acesta este motivul pentru care vă încredințez oportunitatea de a forma un guvern, a declarat Rivlin, adresându-i se lui Benny Gantz, un fost șef de stat major în vârstă de 60 de ani. Voi face totul pentru a forma într-un minim de zile un guvern național, patriotic și cât mai larg posibil, a declarat Gantz, îndemnând la unitate și invitând diversi șefi de partide să îi se alăture. Acesta are termen de 28 de zile să-și prezinte guvernul, citează AFP. Președintele Barham Salem l-a desemnat pe fostul guvernator al orașului Sfânt Najaf să formeze un nou guvern în Irak, unde rachete au vizat din nou trupe străine în al treilea atac de acest tip în mai puțin de o săptămână, relatează AFP. După demisia guvernului în decembrie, Irakul, al doilea producător de petrol în cadrul OPEC, afectat în plin de prăbușirea cursului petrolului, este adâncit într-o criză politică din cauza tensiunilor dintre americani și iranieni. Un prim candidat, Mohamed Alawi, a fost desemnat să formeze guvernul, însă a renunțat din cauza celui mai dezbinat parlament din istoria recentă a Irakului. Adnan Zorfi, în vârstă de 54 de ani, are acum la dispoziție 30 de zile să formeze un nou cabinet și să-l treacă prin Parlament, în vederea organizării unor alegeri anticipate și adoptării unui buget care se anunță deficitar. Acest fost membru al partidului Dawa, opoziția șiită, este membru al Parlamentului, pe lista condusă de fostul premier Haider al-Abadi, care a fost dur criticat din cauza reprimării și violențelor care au afectat manifestațiile ce au început în noiembrie 2019.
Evgeni Prigojin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin și sancționat de Washington pentru rolul său în ingerința Moscovei în alegerile prezidențiale din 2016 în Statele Unite, cere guvernului american plata 50 de miliarde de dolari drept compensații pentru daunele suferite, relatează AFP. Acesta este acuzat că ar fi în spatele agenției de cercetare pe internet, o fabrică de troli cu sediul la St. Petersburg, suspectată că ar fi la originea diverselor campanii destabilizatoare și de propagandă pe rețelele de socializare, între care și cea vizând alegerile americane din 2016. Evgeni și societatea sa Concord au fost inculpate în Statele Unite, dar justiția americană a decis săptămâna aceasta să abandoneze urmărirea. Departamentul Justiției american a justificat într-un comunicat că urmăririle penale împotriva Concord, societate rusească absentă din Statele Unite și care nu poate fi expusă unei pedepse semnificative în caz de condamnare, nu favorizează nici interesele justiției, nici securitatea națiunii. Însă omul de afaceri a declarat într-un comunicat că va cere guvernului american 50 de miliarde de dolari drept compensație. Războiul din Siria a intrat în al 10-lea an cu un regim care a reușit să se mențină la conducerea unei țări cu o populație epuizată și o economie laminată, cu 5 armate străine intervenind într-un fel sau altul, cu inițiative diplomatice în vederea punerii capăt războiului eșuate și ele. Cel puțin 384.000 de oameni au fost uciși în acest război declanșat la 15 martie 2011, de reprimarea sângeroasă a unor manifestații în favoarea democrației de către regimul președintelui Bashar al-Assad, relatează AFP. Cu prețul unor bombardamente devastatoare și mulțumită susținerii aliaților, regimul a înlănțuit victorii împotriva rebelilor și jihadiștilor. Militarul și iranieni ajută regimul, iar trupele americane luptă împotriva Stat Islamic. Israelul efectuează cu regularitate atacuri aeriene vizând poziții ale regimului, iar Turcia își desfășoară militari în nordul Siriei. Războiul a pus la pământ infrastructurile țării, distrugerile fiind estimate la aproximativ 400 de miliarde de dolari. Mai bine de jumătate dintre instalațiile medicale nu sunt funcționale, 2 școli din 5 nu pot fi folosite, iar prețul produselor de bază a crescut de 20 de ori, arată un nou raport al agenției ONU. Congresul Statelor Unite adoptă un nou plan de ajutor social destinat angajaților afectați de coronavirus. Revenim cu detalii după această scurtă pauză. Congresul Statelor Unite a adoptat un plan de ajutor social de aproximativ 100 de miliarde de dolari destinat angajaților direct afectați de impactul epidemiei de coronavirus, în timp ce responsabili americani și Casa Albă negociau un plan gigant de relansare economică, care ar putea ajunge până la alocarea a 1300 de miliarde de dolari, relatează AFP. Președintele Statelor Unite Donald Trump susține textul adoptat cu o majoritate covârșitoare de 90 de voturi pentru și 8 împotrivă, în cursul unui vot final în Senat cu majoritate republicană și ar urma să-l semneze rapid pentru a intra în vigoare. Rezultatul unor negocieri între democrații, republicani și Casa Albă, acest plan de aproximativ 100 de miliarde de dolari vizează să consolideze protecția socială a americanilor, care se confruntă cu pandemia de coronavirus ce a ucis deja peste 110 persoane în Statele Unite și unde au fost depistate peste 7300 de cazuri. Statele Unite nu au un sistem universal de acoperire pentru sănătate și milioane de americani nu sunt asigurați sau sunt parțial asigurați, în timp ce nu toți angajații beneficiază de concediu plătit, citează AFP. Premierul Ungariei Viktor Orban a anunțat săptămâna aceasta un moratoriu general privind rambursarea creditelor pentru toate companiile și debitorii privați până la finele anului, în ideea de a limita consecințele economice ale răspândirii coronavirusului, transmite Reuters.
Persoanele fizice și companiile vor fi scutite de la plata principalului și a dobânzilor până la finele anului pentru creditele pe care le-au luat până astăzi. Companiile de turism și restaurantele vor fi scutite de la plata contribuțiilor sociale. Orban a precizat că acestea sunt cele mai urgente măsuri, adăugând că noi măsuri destinate stimulării economiei vor fi adoptate în zilele următoare. Anunțul premierului vine după ce Banca Națională a Ungariei, condusă de Gheorghi Matolski, a făcut un apel către bănci să suspende în mod voluntar rambursarea împrumuturilor pentru companii și persoane fizice. Forintul ungar, care s-a depreciat cu 6% în raport cu moneda euro de la începutul acestui an, a atins un minim istoric de 355 de forinți pentru un euro, după decizia premierului. De asemenea, acțiunile grupului bancar OTP Bank au scăzut cu 7%, cel mai scăzut nivel de după luna iulie 2017. Prețurile petrolului au scăzut sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravării epidemiei de coronavirus, amplificând temerile că restricțiile impuse de guverne pentru a ține sub control răspândirea îmbolnăvirilor vor provoca o recesiune globală, transmite Reuters. Producătorii majori de petrol din Arabia Saudită și Rusia nu au reușit să cadă de acord asupra unui plan de reducere a livrărilor, în contextul în care declinul activităților economice distruge cererea și au început un război al prețurilor. Grupul Saudi Aramco intenționează să mărească producția la un nivel record pentru a ocupa o parte mare din piață. Prețul petrolului Brent a închis în scădere cu 11,2% la 30,05 dolari pe baril, iar pe parcursul tranzacțiilor a coborât la 29,52 de dolari pe baril, cel mai redus nivel atins după luna ianuarie 2016. Cotația petrolului WTI de referință pe piața americană a coborât cu 9,6% la 28,7 dolari pe baril, cel mai redus nivel din februarie 2016. Acțiunile și dolarul sunt în scădere la nivel mondial, iar în Europa declinul indicilor este de circa 8%, în pofida măsurii Rezervei Federale a Statelor Unite de a reduce de urgență dobânda cheie cu un punct procentual, pentru a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus, transmite Reuters. Tăierea dobânzilor de către Fed a fost urmată de o nouă măsură de relaxare monetară din partea Băncii Japoniei, care va intensifica achizițiile de fonduri tranzacționate pe bursă și de alte active riscante. Banca Centrală din Noua Zeelandă a șocat și ea cu reducerea dobânzii cheie cu 0,75 puncte procentuale, în timp ce Banca Rezervelor a Australiei a suplimentat lichiditățile din sistemul financiar. Coreea de Sud a redus dobânzile în timp ce Rusia a creat un fond anticriză de 4 miliarde de dolari. Indicele acțiunilor din regiunea Asia-Pacific a scăzut cu 4% la cel mai redus nivel atins de la începutul anului 2017, în timp ce indicele japonez a coborât cu 2%. China a anunțat o scădere de 13,5% a producției industriale și a vânzărilor cu amănântul cu 20,5%, iar Banca Centrală a surprins cu o nouă rundă de suplimentare a lichidităților din sistemul financiar. Puțin câte puțin, chinezii se aventurează din nou pe străzi, însă purtând măști și la distanță unii de alții, în timp ce Europa se izolează. China este prudent din hibernarea virală, relatează AFP. În contextul în care noile contaminări se apropie zi de zi de zero, țara în care a apărut coronavirusul la sfârșitul lui 2019 începe să revină la viață. Circulația automobilelor crește puțin câte puțin zilnic în marile orașe din țară. Magazinele închise timp de aproape două luni se redeschid treptat. Însă întoarcerea la normal este încă departe. Aproape toți locuitorii orașelor continuă să poarte măști. Luarea temperaturii rămâne inevitabilă oriunde ar intra, iar restaurantele le interzic clienților să se așeze față în față.
Cu peste 81.000 de contaminări și peste 3.200 de morți, China a plătit până în prezent cel mai dur preț al epidemiei. Însă bilanțul este de acum mai mare în restul lumii, iar președintele Xi Jinping a declarat săptămâna trecută epidemia practic stabilită. Însă Europa a depășit Asia ca număr de decese cauzate de noul coronavirus, înregistrând cel puțin 3.421 de morți și milioane de persoane plasate într-o izolare generală. Europa devenind de acum epicentrul pandemiei, citează raportul Organizației Mondiale a Sănătății. Papa Francisc recomandă familiilor izolate să găsească împreună gesturi de tandrețe, precum o farfurie cu mâncare caldă, o mângâiere, o dezmierdare, un apel telefonic. Într-un interviu publicat de cotidianul La Repubblica, Papa spune că trebuie să redescoperim caracterul concret al micilor lucruri, al micilor atenții față de apropiații noștri, părinții noștri, prietenii noștri. Și să înțelegem că în micile lucruri se află comoara noastră, a pledat el în acest interviu. El critică comunicarea adesea virtuală între membrii aceleiași familii și îndeamnă la o nouă apropiere și la ascultarea concretă a nevoilor fiecăruia. Adesea familiile acasă mănâncă împreună într-o mare tăcere, care totuși nu este fructul unei ascultări reciproce, ci legată de faptul că părinții se uită la televizor în timp ce mănâncă, iar copiii lor sunt pe mobil. Am spune niște călugări izolați unii de alții. Nu există nicio comunicare în asta, afirmă el. Papa Francisc a declarat că i-a cerut lui Dumnezeu să oprească epidemia. Doamne, oprește-o cu mâna ta! M-am rugat pentru asta, citează AFP. În timp ce Polonia este plasată în carantină, mii de oameni sar în ajutorul celor afectați de coronavirus. Cine sunt aceștia, vom afla după această scurtă pauză. În timp ce Polonia a fost plasată în carantină în încercarea de a stăvili propagarea coronavirusului, mii de polonezi s-au lansat în inițiative de întrajutorare. Mâncare gratuită, consultații psihologice și cursuri de limbi străine online pe gratis. Filip Zuleski, de 44 de ani, a lansat pe Facebook inițiativa Mâna Invizibilă. La început era un grup mic de întrajutorare psihologică între prieteni, pentru a nu se simți singuri și a ști cum să funcționeze pe timp de carantină. Însă în doar câteva zile grupul a depășit 80.000 de persoane. Oamenii se oferă să facă cumpărături pentru persoanele care nu pot să iasă din casă, propun locuințe celor care trebuie să fie plasați în carantină, împrumută mașini celor care trebuie să se deplaseze. Alții se oferă să țină cursuri particulare copiilor care stau acasă, afirmă Zuleski, citat de AFP. Și atelierul de cursuri de gătit pentru copii din Varșovia, Micul Bucătar, prepară în fiecare zi 50 de litri de supă, distribuită gratuit persoanelor singure, în vârstă bolnave, fără resurse. Atelierul livrează de asemenea în fiecare zi 25 de mese gratuite medicilor de la serviciul de urgență al unui spital din Varșovia, care lucrează adesea ore în șir, în mod foarte intensiv și adesea nu au timp să se gândească la mâncare, spune Iga Petrusinska, directorul atelierului Little Chef, Micul Bucătar. Papa Francisc s-a aventurat pe străzile pustii ale Romei pentru a se ruga la două altare pentru sfârșitul pandemiei de coronavirus, după ce Vaticanul a anunțat că celebrările liturgice din săptămâna Paștelui vor avea loc în premieră fără public, informează Reuters. Papa a părăsit Vaticanul neanunțat și s-a dus să se roage la Bazilica Santa Maria Maggiore, apoi s-a îndreptat pe una dintre principalele străzi din Roma spre Biserica Sfântul Marcello, unde s-a rugat pentru sfârșitul pandemiei și pentru cei bolnavi, familiile acestora și sănătatea personalului sanitar și a lucrătorilor care au grijă de farmacii și de magazinele cu alimente, pe fondul unei carantine la nivel național.
Vaticanul a anunțat că toate celebrările liturgice din săptămâna Paștelui vor avea loc fără prezența fizică a credincioșilor în piața Sfântul Petru, din cauza pandemiei de coronavirus, o măsură considerată fără precedent în vremurile moderne. Italia este cea mai afectată țară europeană. Bilanțul deceselor în urma pandemiei de coronavirus a crescut la 2978, iar numărul cazurilor confirmate a ajuns la 35.713, notează Reuters. Guvernul Greciei a decis să treacă peste capul Bisericii Ortodoxe și să interzică toate slujbele în biserici până la data de 30 martie, informează GreekReporter.com. Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a scris pe Twitter că guvernul suspendă toate operațiunile în toate lăcașurile religioase, indiferent de religie sau dogmă. Bisericile rămân deschise doar pentru rugăciuni individuale. Protejarea sănătății publice cere aceste decizii. Anterior, Sfântul Sinod, sub presiunea majorității partidelor politice pentru a lua măsuri radicale, a decis că, deși va reduce toate serviciile din timpul săptămânii, tot va efectua liturghii duminicale, timp de o oră, între 7 și 8 dimineața. Acest răspuns cu jumătate de inimă a dus la intervenția lui Mitsotakis, un caz rar în care statul a anulat biserica din Grecia. Sfântul Sinod a decis de asemenea să suspende toate căsătoriile și botezurile pentru următoarele câteva săptămâni. Înmormântările vor avea loc doar în prezența familiei decedatului. Biserica a îndemnat pe toată lumea, în special pe persoanele în vârstă și pe cele care aparțin grupurilor vulnerabile, să rămână în casele lor. Un restaurant Chick-fil-A din statul Washington a făcut un gest extraordinar prin binecuvântarea personalului medical de la spitalul Peace Health Southwest cu o masă gratuită. Suntem atât de recunoscători proprietarului John Dombrowski și echipei sale de la Chick-fil-A Cascade Park din Vancouver pentru livrarea și servirea a 1000 de mese pentru personalul care lucrează astăzi, a scris spitalul pe pagina sa de Facebook. Bunătatea voastră într-o perioadă atât de grea este apreciată mai mult decât vă imaginați. Muncitorii spitalului au spus că au apreciat gestul. Mulțumesc mult, Chick-fil-A, cu toții apreciem bunătatea voastră. A fost delicios și ne-a însuflețit ziua de muncă, a scris un lucrător al spitalului. Statul Washington are cele mai multe cazuri COVID-19, 1014 din țară. 55 de persoane au murit. Spitalul se pregătește pentru un aflux de noi cazuri, amânând pe termen nelimitat chirurgiile elective și a restricționat accesul vizitatorilor până când COVID-19 nu mai este considerat o amenințare pentru sănătatea publică. Într-o perioadă în care tuturor li se cere să rămână acasă, cei din prima linie depun o muncă grea pentru a ține pacienții în siguranță și pentru a opri virusul. Starul NBA, Steph Curry și soția sa fac echipă cu o bancă locală de alimente pentru a oferi 1 milion de mese gratuite elevilor care nu mai sunt la școală din cauza pandemiei de coronavirus. Steph și Aisha Curry au declarat într-un videoclip pe social media că au simțit că trebuie să vină în ajutorul studenților, care sunt dependenți de mesele furnizate de districtul școlar Oakland Unified School District, care este închis până pe 5 aprilie. Aproximativ 18.000 de copii depind de districtul școlar pentru 2 mese pe zi. Cuplul a adus o contribuție prin Fundația Mănâncă, Învață, Joacă către Banca Comunitară Județeană Alameda pentru a ajuta să furnizeze mai mult de 1 milion de mese pentru a se asigura că niciun copil din zonă nu se îngrijorează de unde va veni următoarea masă, în timp ce școlile sunt închise. Lumea se schimbă în fața ochilor noștri în ceea ce privește răspândirea coronavirusului și districtul școlar Oakland își închide ușile pentru viitorul apropiat, a spus Steph Curry. Deci vrem să intervenim în numele copiilor care se bazează pe serviciile lor zilnice și să încercăm să ajutăm în orice fel putem, citează ChristianHeadlines.com.
Basketbalistul Steph Curry este cunoscut pentru credința sa creștină. Bio-ul său pe Twitter este credinciosul și face referire la versetul biblic din Filipeni 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. La o zi după ce guvernatorul G.B. Pritzker a anunțat primul deces din statul Illinois de coronavirus, Departamentul de Sănătate Publică relevă 128 de cazuri noi. Aceasta aduce totalul statului la 288 de cazuri de COVID-19. Ca urmare a acestor noi politici, centrele pentru controlul și prevenirea bolilor au lansat noi linii directoare, prin care au cerut publicului să evite grupuri de mai mult de 10 persoane. Bisericile românești din Chicago se aliniază și ele acestor schimbări. Având în vedere restricțiile și incertitudinile legate de criza epidemiei de coronavirus, conducerea Bisericii Elim Romanian Pentecostal Church din Chicago, în colaborare cu toate departamentele de lucru, vor analiza săptămânal provocările și situațiile la zi, încercând să ia cele mai bune hotărâri în vederea protejării sănătății noastre a tuturor, prin prevenirea împrăștierii acestui virus prin comunitatea noastră, a declarat pastorul senior Cristian Ionescu. Pe toată durata acestei crize vă rugăm să nu uitați că Dumnezeu este suveran, că totul este îngăduit de El cu un scop și motive bine întemeiate și că, indiferent de circumstanțe și consecințe, poporul său este pregătit și trimis să-L reprezinte cu demnitate și să îndeplinească planul său măreț în lume. Se arată în postarea pastorului Ionescu pe site-ul bisericii elimro.com. Considerând pandemia generată de virusul corona și decizia guvernatorului statului Illinois, care limitează numărul participanților la un eveniment public de cel mult 49 de persoane, și Biserica Pentecostală Betania, păstorită de Luigi Mițoi, a hotărât restricționarea absolută a oricăror întâlniri și evenimente din cadrul bisericii. Până la data revenirii la programul obișnuit al bisericii, membrii sunt invitați să participe la serviciile divine online pe site-ul bethanynewsite.com și sunt încurajați să citească cel puțin câte un capitol pe zi din Biblie. Și Biserica Philadelphia Church of God, condusă de pastorul senior Florin Câmpean, anunță pe pagina de Facebook a bisericii că săptămâna care urmează vor fi suspendate toate repetițiile și activitățile. Biserica este deschisă pentru rugăciune doar joi. Deoarece situația este atât de fluidă, o să luăm decizii pe bază săptămânală și vă vom ține la curent. Mulțumim pentru înțelegere și cooperare, scrie pastorul Florin Câmpean. Pentru informații suplimentare puteți viziona site-ul bisericii fila.co sau pagina de Facebook Philadelphia Romanian Church Chicago. Doamnelor și domnilor, aici se încheie retrospectiva știrilor RTN. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, ne puteți urmări live pe rețeaua de socializare Facebook, pe canalele de televiziune RTN Chicago și Alpha Omega TV. La revedere pe săptămâna viitoare! Ați urmărit ediția din această săptămână a emisiunii Realități și Perspective Magazin. Sunt Codruța Burghelea, pe săptămâna viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!